El Damian s-a despărțit de Lia Bugnar în aceeași perioadă, după 9 ani de relație. Cei doi s-au înțeles de minune în ciuda diferenței de vârstă de aproape 23 de ani și au lucrat împreună la numeroase piese de teatru de-a lungul anilor. Să te întreb și despre Lia Bugnar. Este firesc să poți continua o relație profesională. Noi suntem maturi și înțelegem situația în întregime. Lia Bugnar este cea care a scris scenariul pentru Clanul, inclusiv replicile pentru Teoros. Telespectatorii au reușit să o cunoască mai bine pe Lia și din emisiunea Asia Express, sezonul 3, unde a participat alături de Maria Buză. Să vă întreb ce mai face Angel Damian. Înțeleg cam ce v-ați dorit dumneavoastră de la interviul ăsta. Angel Damian, dacă face ceva demn de spus într-un interviu, trebuie întrebat el însuși. După doar câteva luni de relație, Teoros și Angel Damian au confirmat că așteaptă un copil. E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică. Deși ar fi vrut să anunțe vestea la momentul potrivit, presa le-a luat-o înainte. E Angel în perioada asta cu tine. Grijuliu, ca cu un bibelou așa, dracu, nu mai știe cum să facă să fie totul bine pe lângă mine.